Dragii mei, aș vrea ca să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu după ce am spus lucrul acesta și să deschidem Biblia. Ați văzut în clipul de prezentare, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, punem deschiderea acestei serii de mesaje. Așadar, haideți să ne ducem în Geneza în dimineața aceasta. Pentru primul mesaj din această serie de mesaje, a doua șansă, ne ducem în Geneza, capitolul 28, începând cu versetul 10, vom citi pagina Scripturii. 31. Vă încurajăm să aduceți Biblia voastră la biserică. Cum aveți telefonul vostru, cum aveți uh, obiectele voastre pur personale, la fel trebuie să fie și Biblia. Așadar, Geneza capitolul 28, începând cu versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacob s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătăi și a pus-o ca stâlp de aducere a minte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acelui, acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis Dacă Domnul, dacă va fi Dumnezeu cu mine și dacă mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Amin. Cel mai trist lucru în viață este să ai o șansă și să o ratezi. Așa este. Haideți să mergem un pic în câteva exemple. Ați auzit situația aceasta? Spre exemplu, în privința jobului. Să ai o șansă, dar să o ratezi. Să-ți spună colegul sau acela care se ocupă de angajări, măi, dacă sunai mai devreme, erai angajat dacă îți depuneai CV-ul mai devreme, jobul era al tău. Acum se bucură altcineva. Sau în domeniul școlii. Să-ți spună mama, dacă învățai mai bine, luai bacul. Bun, înainte, până să intre camerele video, mai erau și alte metode de a lua bacul. Dar nu discutăm despre asta. Dacă învățai mai bine, apropo de cei care sunteți în sesiune, vedeți că Domnul vă vorbește, dacă învățai mai bine, intrai la fără taxă. nu e așa? Ai ratat șansa. Sesiunea următoare. Reduceri. Dacă plasai comanda mai repede, produsul era tău. Ai mai întârziat 5 minute, așa că trebuie să aștepți următoare, următoarea campanie de reduceri. Asta este. Sau în dragoste. În relații, nu așa? Dacă te purtai mai frumos, era a ta. sau era al tău. Așa, pare rău, mai trebuie să încerci. Poate nu în același loc, poate cu altă persoană. Șanse pe care le avem, însă șanse pe care le ratăm. Dar eu nu vreau să vă vorbesc doar despre astea. Există ceva mai, mai profund de atâta. Ce zici? Nu să ratezi uh, un examen, se mai întâmplă. Nu să ratezi uh, condițiile de muncă într-un loc sau uh, un produs anume sau o relație. Nu deznădăjduiți, băieților, dacă ați ratat o șansă de o relație, n-am murit mama fetelor, așa mi-a zis mie cineva odată, și a avut dreptate, așa că există speranță. Nu despre așa ceva vorbesc. Ce ziceți? Să ratezi șansa vieții. Vorbesc despre acel moment în care îți dai seama că ți-ai ruinat viața întreagă. Nu pentru un sezon, nu pentru un trimestru, nu pentru o săptămână, nu până la următoarele oferte, ci ți-ai ratat toată șansa, toată viața. Ai ratat șansa vieții tale. Vorbesc despre acele momente în care ești șocat de ceea ce ți s-a întâmplat. Vorbesc despre, despre cele momente în care nu mai ai puterea să lupți, să mergi mai departe, pentru că totul este ruină. Și uite așa, oamenii se apucă datorită acestei situații în care au ajuns și nu mai au nicio scăpare, ajung, ajung să fugă, ajung să se refugieze. Uite așa, vezi oamenii care se apucă de alcool, de droguri, relații extraconjugale, se adâncesc în tot felul de păcate, pentru că și așa nu mai contează. Vorbesc despre, despre cei oameni care îi așteaptă pe unii dintre ei pușcăria și-au ratat viața. Vorbesc despre cei oameni pe care îi așteaptă boala, îi așteaptă condamnarea, o depresie adâncă, profundă, întuneric, pustiu. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, versetul 17. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Iată o veste extraordinară. Toți aceia care au ratat șansa vieții lor, toți aceia care și-au ruinat viața în dimineața aceasta, țin tare mult să audă această veste bună. Dumnezeu nu a venit în dimineața asta în mijlocul nostru, la timpul de închinare, pentru a judeca, pentru a condamna. Ci Dumnezeu a venit pentru a aduce mântuire. Sau, cu alte cuvinte, Dumnezeu a venit pentru a oferi a doua șansă. Și știu că sunt oameni aici care spun povești. Nu este adevărat și nu cred asta. Este un discurs uh, interesant, însă este nefondat. Și cred. Cred că oameni care au fost amăgiți de alți oameni în repetate rânduri cred chestiunea asta. Oameni care Uh, se îndeletnicesc uh, cu a lua banii din buzunarul altora vânzându-le gogoși reci și desonflate. Lasă că o să fie bine. Mă refer la speakerii motivaționali. Trece pe o listă cinci lucruri pe care vrei să le faci și hai că poți! Hai că poți! Nu poți. Vi la următorul meu curs. Mai te înscrii o dată. Și te mai înscrii o dată și mai particip la un webinar și mai cumperi o carte și mai cumperi un CD și totuși nu poți. A doua șansă, am fost înșelat de atâtea ori, nu există a doua șansă. Și eu îi cred pe astfel de oameni care au fost înșelați de alți oameni. Oameni dezamăgiți de ei înșiși nu cred în a doua șansă. Pentru că și-au propus, nu e așa, numai ce a trecut Revelionul, 20 de zile din anul 2019, și-ai spus, voi face mai bine. Voi trăi viața altfel. Și -a nu știu câte oară ți-ai propus chestiunea asta și ai spus, eu voi face. Și iată-te astăzi dezamăgit. A doua șansă? Nu cred. A doua șansă? Oameni mințiți de diavolul. Vorbeam despre acest conflict spiritual. Oameni care, li se pare foarte interesant, a doua șansă? Însă ajung să nu creadă, să nu dea credit acestui mesaj versetului din Ioan 3 cu 17 Pentru că există o șoaptă a diavolului Care se strecoară chiar în locurile cele mai intime Și îți spune Nu există a doua șansă Și și dacă există, nu există pentru tine Există pentru cei privilegiați Există pentru cei ce au făcut binele Nu pentru tine Adu-ți aminte câte păcate ai făcut Adu-ți aminte ce lucruri groaznice ai înfăptuit Există a doua șansă, dar nu pentru tine și oamenii ăștia nu cred. Există oameni care nu cred pentru că sunt copleșiți de păcatele lor. Însă, dragul meu, dăm voie în dimineața asta, pentru câteva momente, să-ți aduc un mesaj. Dă șansă celei de a doua șanse. Lasă-mă să-ți spun pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Care este șansa ta? De aceea mesajul din dimineața aceasta se intitulează Orice om poate beneficia de a doua șansă. Orice om poate beneficia de a doua șansă. Și ar vrea să ne uităm în primul rând. Orice om poate beneficia de a doua șansă datorită întâlnirii cu Dumnezeu. Datorită întâlnirii cu Dumnezeu. Versetul 13 până la 15 citesc, spune așa. Și Domnul stătea deasupra ei, deasupra scării și zicea Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la mează noapte și la mează zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, te voi aduce înapoi în țara aceasta și căci nu te voi părăsi până nu voi împlini tot ce-ți spun. Dragul meu, Pare foarte bombastică uh, ideea aceasta, afirmația aceasta, titlul mesajului: orice om poate beneficia de a doua șansă. Însă, vreau să-ți spun, datorită întâlnirii cu Dumnezeu, orice om poate beneficia de a doua șansă. Omul acesta, Iacov, este un mincinos, este un înșelător, își ruinează viața întreagă. Încă de când era în pântecele mamei lui, Dumnezeu a spus așa. Că el, fiul al doilea, el va stăpâni peste cel mare. El va fi binecuvântat și binecuvântarea era în dreptul lui. Un cuvânt pe care l-aveam scris chiar și astăzi în Biblie. Dați-mi voie, fără să greșesc, să spun că Iacov a știut cuvântul acesta. Îmi imaginez că din momentul în care el a început să înțeleagă, mama sa, care ținea mai mult la el, s-a dus și i-a spus... Domnul pe tine vrea să te binecuvinteze. Domnul cu tine, îi ăsta mare și are el dreptul de întâi născut și va primi binecuvântarea de la tatăsu, dar Domnul a spus că tu vei fi binecuvântat. Ce veste bună, nu-i așa? Însă anii treceau și spune Biblia, și băieții s-au făcut mari și binecuvântarea nu mai venea. Ce s-a gândit Iacov? Sfătuit de iubita lui mamă? să înșele, să fure, să mintă. E bine, dragul meu, omul acesta a avut o primă șansă pe care a ratat-o și și-a ruinat viața. Primește Iacov a doua șansă, nu pentru că este sfătuit de mama lui, ci pentru că se întâlnește cu Dumnezeu. Uite-te ce spune cuvântul Domnului. Spre exemplu, în Geneza 27, cu 6, iată ce contribuție aduce un om și nu orice om, mama lui. Apoi Rebecca a zis fiului său Iacov, iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui, său, fratelui tău Esau. Adum vânat și fă o mâncare ca să, ca să, mănânc. Și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, zice mama lui, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Du-te de ea din turmă doiezi buni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce ca să te binecuvinteze înainte de moartea lui. Nu întâlnirea cu mama lui a adus binecuvântare? Nu întâlnire cu sfatul mamei lui i-a adus a doua șansă? Asta i-a adus ruinarea vieții. Pentru că ori de câte ori ne întâlnim cu un om care nu are călăuzirea din partea lui Dumnezeu și inima lui, nu este schimbată. Ori de câte ori ascultăm de sfaturile pretinse, profunde ale unui astfel de om, riscăm să pierdem prima șansă și să ne ruinăm viața. Și cunosc tineri care au ascultat sfaturi unor prieteni nemântuiți, neconvertiți și și-au ruinat viața. Ori poate a unor părinți nemântuiți, neconvertiți și și-au ruinat viața. De aceea, datorită întâlnirii cu Dumnezeu, omul poate beneficia de a doua șansă. Fratele lui, tot Geneza, capitolul 27, versetul 41, Esau a prins ură pe Iacov, din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa, zilele de bocet pentru tatăl meu sunt apropiate. Și apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Iată că se întâlnește cu mama lui și îl sfătuiește greșit. Fratele lui are gând să se răzbune, ba chiar să-l ucidă. Tatăl său îi organizează plecarea, refugiul, Geneza 28, de la 1 la 2. Însă, dintre toate aceste întâlniri care îi ruinează viața, o singură întâlnire îi deschide viitorul, îi deschide șansa spre binecuvântare. Asta este întâlnirea cu Dumnezeu. Dragul meu, nu știu pe agenda ta cu cine ți-ai propus să te întâlnești în săptămâna care urmează. Nu știu cu cine speri tu să te vezi, sfatul cui să-l primești, pe lângă cine vrei să te dai. Însă dăm voie să-ți spun din cuvântul lui Dumnezeu că doar întâlnirea cu Dumnezeu îți dă a doua șansă. Pentru că oamenii sunt doar oameni. Pentru că oamenii nu te pot sfătui altfel. Pentru că oamenii nu te pot ajuta altfel decât înspre ruinare. Vorbesc despre cei oameni care n-au inima schimbată, transformată. Uite-te la tatăl lui Iacov, Isaac. Ce a putut să facă? A putut doar să-l sfătuiască. Este o jumătate de rezolvare, nu este o rezolvare completă. Am spus, măi, copile, fugi! Fugi de sau că e pe urmele tale și caută să te ucidă. Atâta pot eu să-ți fac. Dragul meu, părinții, rudele, prietenii, oamenii cei mai bine intenționați, nu pot să te ajute. Dacă nu ai tu, personal, o întâlnire cu Dumnezeu, lasă-mă să-ți spun, ratezi Chiar și a doua șansă. Iacov a încercat să obțină totul prin înșelăciune, prin ceea ce el a făcut. A mințit, a furat, a înșelat. În momentul în care încerci să obții totul, pierzi totul, chiar dacă ești sfătuit de oameni, chiar dacă ești în condiții propice, de ce te rog, notează-ți lucrul acesta. Pentru a-ți oferi a doua șansă, Dumnezeu organizează. O întâlnire personală cu tine. Pentru a-ți oferi a doua șansă, Dumnezeu organizează o întâlnire personală cu tine. Vila Biserică, poate din când în când, poate pentru prima dată, la Paște, la Crăciun, poate și unul dintre oamenii care participă la grupele de ucenicie, poate ești implicat aici, poate dintr-o altă biserică. Dragul meu! Vreau să înțelegi că a doua șansă o ai numai în momentul în care te întâlnești în mod personal și profund cu Dumnezeul tău. Aici vorbesc celor oameni care sunt obișnuiți cu un ritual religios, cu anumite practici, acei oameni care vin în mod curent la biserică. Dragul meu, nu te minți! Venitul la biserică, oamenii cu care te sfătuiești, prietenii pe care îi ai, poți să fii prieten cu păstorul, cu comitetul, cu biserica, poți să fii prieten cu oricine. Dacă nu te întâlnești cu Dumnezeu, dragul meu, nu vei avea a doua șansă, pentru că a doua șansă este doar în contextul întâlnirii cu Dumnezeu. Ar să înțelegi că tu în dimineața asta nu ești la întâmplare aici, expus unui mesaj care are potențialul de a-ți schimba viața. Este o întâlnire organizată de Dumnezeu. Da? Dumnezeu își dă întâlnire. Dumnezeu își dă întâlnire și uite-te cu cine. Cum spuneam la început, unii oameni cred că Dumnezeu își dă întâlnire doar cu cei Sfinți, doar cu cei ce n-au păcătuit, doar cu cei ce-l iubesc. Ba bine că nu. Dumnezeu își dă întâlnire cu Iacov, cum ziceam de la început, un înșelător, cu Iacov un mincinos, cu Iacov un necredincios cu Iacov un fugar, un refugiat, cu el își dă Dumnezeu întâlnire. Dragul meu, știai că Dumnezeu te caută? Știai că Dumnezeu caută contextul cel mai potrivit ca să organizeze o întâlnire cu tine? Pentru că el își dă întâlnire cu oamenii care au ratat prima șansă. Nu, no, nu ne plac oamenii care ieșuiază. Spre exemplu, cu sufletul la gură am urmărit noi ca români evoluția uh, Simonei Halep. Așa este? Și este a noastră atunci când câștigă. Când ratează, nu mai este a noastră. Bine că nu putem acolo parcă, mai, dacă nu înțeleg de ce nu o dat mai tare. Și începem să o judecăm și începem. Este o caracteristică pur umană. Nu ne plac oamenii care ieșoază, nu ne plac oamenii care păcătuiesc, nu ne plac oamenii care fumează, nu ne plac oamenii care uh, uh, au un trecut uh, pătat, un dosar plin. La un moment dat, unul dintre prietenii mei, care acum s-a lăsat de fumat, vinea dintr-un context foarte uh, nociv, l-am îmbrățișat și spune, știi, Alex, uh, îmi pare rău, eu miros a țigări. Așa că putem să dăm doar mâna. În am spus, lasă-mă să te îmbrățișez de fiecare dată. Unu, să-ți arăt și prin gestul ăsta că Dumnezeu te iubește și doi, să-mi dau seama când te lași de fumat. Vreau să știți că Dumnezeu ne caută. Își dă întâlnire cu noi. Dimineața asta este un loc al întâlnirii cu Dumnezeu. Aici. Cu oamenii care au făcut fapte de nu se pot spune în public, Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine. Nu vreau să ratezi șansa a doua. Vreau să beneficiezi de ea din plin. Însă vreau să fii convins că Dumnezeu s-a mai întâlnit cu tine și în alte contexte. A organizat Dumnezeu cu unii o întâlnire specială între fiarele contorsionate ale unui mașini. Întâlnire cu Dumnezeu. Pe patul spitalului, în acea cameră întunecată, cu draperiile trase, cu ochii în lacrimi. Moment de întâlnire cu Dumnezeu. Dragul meu, uite-te cât e de bun, Domnul, încât astăzi se întâlnește cu tine și dă întâlnire cu tine. Când încerci să obții totul, pe calea păcatului, pierzi totul. De ce Dumnezeu în dimineața asta, nu pe calea păcatului, ci pe calea părtășiei cu El, îți vorbește tocmai pentru a-ți oferi a doua șansă. Întâlnirea aceasta este o întâlnire cu intenții bune. Deși Iacov este cum este, un om cu care n-ai vrea să stai prea mult de vorbă, ți teamă de el, Dumnezeu se întâlnește cu el și uite de ce îi spune. Este, este o carte a Harului Biblia de la început până la final. Spune așa cuvântul Domnului, versetul 14. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi și nu te voi părăsi. O întâlnire în care Dumnezeu îți spune cuvinte vești bune care să te ridice. Eu nu cred într-un Dumnezeu care stă pândindu-ne, organizează o întâlnire la un colț de stradă, într-un apus de soare, pentru a ne jefui. Nu ăsta este Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul care își dă întâlnire cu noi este Dumnezeul care ne acordă a doua șansă și ne, ne adună în locul acesta să ne spună că pentru noi, Aceia care am pierdut, am ratat, am falimentat, am distrus prima șansă. Pentru noi, Dumnezeu are viitor și speranță. Are a doua șansă. Iacov, sămânța ta va fi binecuvântată. Cu alte cuvinte, Iacov, nu te voi strobi sub călcâiul meu. Iacov, nu te voi ucide, nu te voi distruge. Vei crește, te vei înmulți, Vei ajunge o binecuvântare, vei fi binecuvântat și vei ajunge o binecuvântare. Uite ce spune Cuvântul Domnului, versetul 15, prima parte. Oh, ce vești minunate! Iată, Iacov, eu sunt cu tine și Dumnezeu promite însoțire. Dumnezeu te aduce într-o întâlnire cu El ca să-ți spună că nu vrea ca să pleci singur. Vrea ca să mergi împreună cu El. A doua șansă. A doua șansă să mergi împreună cu Domnul. Uite, spune versetul 15 în continuare, nu doar însoțire, ci protecție. Iacov, te voi păzi. E adevărat. Ieșind de aici, din locul prezenței sale, mergând în drumul tău, vei întâmpina multe piedici, opoziții, bariere, tot felul de duhuri necurate vor veni în jurul tău. Însă, dragul meu, tu nu pleci singur, Dumnezeu îți promite în întâlnirea cu El că te va păzi. De aceea noi am cântat în dimineața aceasta despre acel nume care odată pus peste noi aduce protecție și nimeni și nimic nu te poate afecta, nu te poate atinge pentru că numele lui Isus Hristos înseamnă protecție peste noi, peste familiile noastre, peste biserica sa. Hristos a biruit moartea, l-a biruit pe cel rău, a biruit blestemul. Nimeni și nimic nu ne poate atinge datorită numele lui Isus Hristos. O, binecuvântat să fie Domnul în veci! De aceea Domnul te cheamă, te adună și îți spune, voi fi cu tine și te voi păzi. Pe mine, Doamne, eu care sunt fugărit de fratele meu, eu care sunt fugărit de ghinion, eu care sunt fugărit de consecințe, sunt un fugar. În pregătirea acestui mesaj, am citit mai multe articole și comentarii despre Iacov, viața lui Iacov. Unele spun în felul următor. Ha, ha, îl vedeți pe Iacov. El suportă consecințele păcatelor sale. Și la rândul lui este înșelat, și la rândul lui este părăsit și așa mai departe. Dragul meu, imaginează-ți viața lui Iacov fără întâlnirea cu Dumnezeu. Imaginează-ți întâlnirea lui cu Laban, socrul său care e adevărat, l-a înșelat. Însă Iacov să fi fost fără Dumnezeu. Chiar Iacov spune la un moment dat, îi spune lui Laban, dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea, aș fi plecat de la tine cu mâinile goale, mi-ai fi luat tot. Mi-ai fi luat și turmele, mi-ai fi luat și soțiile și copiii. Însă Dumnezeu a fost cu el și l-a păzit. Întâlnirea cu Dumnezeu aduce protecție nu înseamnă că nu vei trece, nu vei găsi oameni înșelători, nu înseamnă că nu vei trece prin momente grele, însă, dragul meu, Domnul va fi cu tine și te va păzi, vei trece prin aceste lucruri, nu vei rămâne în ele. Nu că e minunat să te întâlnești cu Dumnezeu? S-ar putea ca oamenii, așa cum am spus, să te sfătuiască greșit, oamenii care nu-l cunosc pe Domnul să te condamne, chiar biserici întreg, întregi care aduc apăsare și condamnare. Însă întâlnirea cu Dumnezeu aduce însoțire, aduce protecție și uite-te în ultimă instanță, versetul 15, eu te voi aduce înapoi, te voi duce și te voi aduce. Întâlnirea cu Dumnezeu garantează călăuzire. Eu dacă mă întâlnesc cu Dumnezeu și accept această a doua șansă, ce voi face? Cum voi proceda, dragul meu? Lasă-L pe Dumnezeu să te călăuzească. La momentul potrivit vei ști, Dumnezeu te va călăuzi. Sunt mai multe momente. Nu este doar primul și singurul moment în care Iacov se întâlnește cu Dumnezeu. În momente cheie, Dumnezeu revine la Iacov și îl direcționează și îi zice du-te sau rămâi, fă cu tare, sau cu tare lucru. De ce? Pentru că a fost un moment inițial în care Iacov a primit a doua șansă. S-a întâlnit cu Dumnezeu. De ce îi spun în dimineața aceasta? Orice om poate beneficia de a doua șansă datorită întâlnirii cu Dumnezeu. De vei sta despărțit de întâlnirea cu Dumnezeu. De vei refuza întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă o vei nega, dragul meu, a doua șansă este departe de tine. Poți să-ți programezi întâlnire cu cine vrei, când vrei, cum vrei. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți vorbească în dimineața aceasta și întâlnește-te cu el. Orice om poate beneficia de a doua șansă, în al doilea rând, datorită răspunsului pentru Dumnezeu. Datorită răspunsului pentru Dumnezeu. Uitați-vă ce face Iacov, versetul 16. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a scolat de dimineață, a luat o piatră pe care o pusese căpătâi și a pus-o ca stâlp de aducere a minte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra pe care o pune el căpătâi este stâlp de aducere a minte și va da a zecea parte. Uite-te că Iacov se trezește și îi răspunde lui Dumnezeu. În felul acesta primește a doua șansă. Vreau să înțelegi, șansa este oferită și șansa trebuie acceptată și primită. Pentru că sunt mulți oameni care se întâlnesc cu Dumnezeu Momente ca și acestea în care Dumnezeu vine, se coboară, cercetează, sensibilizează, vorbește. Și Iacov se trezește din somn și știi ce spune el? Ce vis frumos am avut. Extraordinar. Ia să o sun pe mama și să o întreb, mami, oare ce înseamnă scara aceasta? A fost doar un vis. El zice, Domnul este aici și am putea noi să-L întrebăm, unde e Iacov? Unde-i Domnul? Domnul a fost în mintea ta, în momentul în care ai visat. A fost doar o plăsmuire a imaginației tale, că tu te-ai gândit că ești refugiat. Doamne, unde ești? Tu ești fugar, așadar, domnul nu este aici. Putea să gândească Iacov așa? Sigur că da. Însă, Iacov procedează într-un mod înțelept și nu îl respinge pe Dumnezeu, ci Iacov îi răspunde lui Dumnezeu și beneficiază de a doua șansă. De aceea, dragul meu, dăm voie să te provoc în dimineața aceasta, nu să-L respingi pe Dumnezeu. Răspunde-i lui Dumnezeu. Răspunde-i lui Dumnezeu. Uite-te cum a răspuns Iacov. Un răspuns conștient de prezența lui Dumnezeu. Versetul 16. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Un loc nepotrivit, nu tu altar, nu tu templu, nu tu cortul întâlnirii, nu tu biserică, comunitatea oamenilor care să te însoțească sau să confirme prezența lui Dumnezeu. Un loc total neobișnuit. Cu toate astea, Iacov descoperă și înțelege că acolo este prezența lui Dumnezeu. Dragul meu, mă ridic împotriva celor gânduri de negare a prezenței lui Dumnezeu. De judecată și îți spun așa, ceea ce ai auzit în dimineața asta este din gura lui Dumnezeu, este prezența lui Dumnezeu, toate acele gânduri care zic, măi, o fi, nu o fi, îi locu potrivit, oare ce simt este real, oare, dragul meu, noi aici ne închinăm acelui Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, acel Dumnezeu care l-a dat pe Fiul Său Iisus Hristos ca să moară pentru noi. Ceea ce tu ai simțit nu este doar uh, un eco a uh, melodiei, a notelor muzicale, a cuvintelor, a provocării. Tu n-ai fost manipulat în dimineața asta aici, ci, dragul meu, aici a fost și este prezența lui Dumnezeu. Cuvintele acestea nu sunt cuvinte motivaționale, hai că o să fie mai bine, ci este harul lui Dumnezeu exprimat în cuvinte. Deci recunoaște-L pe Dumnezeu. Recunoaște-L pe Dumnezeu. Uite de ce face Iacov vine cu un răspuns imediat, spune, i-a fost frică și a zis că de înfricoșător este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, este poarta cerurilor și Iacov s-a sculat dis de dimineață. Nu a amânat răspunsul lui, n-a spus data viitoare. Hai că poate Dumnezeu, Doamne, dacă Tu mi vorbit, vorbește -mi și data viitoare. Mai vreau încă o dată, încă un semn de confirmare. Domne, mai vorbește-mi prin încă o scară, prin încă un vis. Domne, dacă ești tu, vindecă-mă. Domne, dacă ești tu, fă-mi voi îi răspunde imediat, se scoală dis de dimineață. Răspunsul este unul imediat. De deci, ce ca slujitor al Domnului? Te provocă în dimineața asta, aici și acum. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima. Nu spune mâine, diseară, Duminica viitoare, la anul, ci astăzi, acum, aici, când te întâlnești cu Dumnezeu, răspunde Domnului imediat. Uite că răspunsul lui Iacov cuprinde închinarea, versetul 18. Ăsta era contextul său, nu avea reglementat în niciun fel cum să se închine înaintea Domnului. Legea nu fusese dată, cortul întâlnirii nu era dat, nu era încă uh, stabilit, biserica nu exista, dar el se închină. Așa cum poate, așa cum știe, cu resursele pe care le are. Ce avea la el? Piatra pe care dormise. O și-o pune, Doamne, un pic de, un de lemn, torn pe piatra aceasta. Doamne, ăsta este semnul închinării mele înaintea lui Dumnezeu. De ce te provocă în dimineața asta. Răspunde-i Domnului. Fii conștient de prezența lui Dumnezeu. Răspunde Domnului imediat și fă-o în închinare. Vino cu recunoștință, cu reverență înaintea lui Dumnezeu. De vrei să beneficiezi de a doua șansă, omule, nu lăsa doar din partea lui Dumnezeu să pornească a doua șansă. Oferta lui, accept-o. Cum faci asta? Prin închinare. Cu ce ai? cu ce nu ai. Vin înaintea Domnului și închină-te. Te, te, te voi provoca la finalul acestui mesaj să te rogi. Te voi provo provoca la finalul acestui mesaj să te închini, să cânți. Este posibilitatea ta să-i răspunzi lui Dumnezeu. De aceea nu ora ta. În ultima instanță, răspunsul lui Iacov este un legământ, conține un legământ. Îmi place de Iacov că nu doar beneficiază, și el spune: Doamne, datorită faptului că tu vrei să mă binecuvintezi, dacă tu mă vei ajuta, Doamne, eu te voi urma, eu voi fi cu tine. Și face un legământ. Un legământ care se vede în viața lui, în umblarea lui, un legământ care se duce până în relația lui cu banii. Și vreau să vă spun că am avut o mare frământare uh, la versetul acesta 22, în care Iacov zice că s-a hotărât să dea Domnului Zeciuală din tot ce Domnul îi va da. Pentru că n-am vrut. Să fie cineva ispitit, să creadă că a doua șansă este de fapt o șansă pentru biserică să primească bani. Însă mulțumesc Domnului că eu n-am căzut în ispita asta. Cine sunt eu să tai din cuvântul Domnului și să spun, asta nu predic? Legământul pe care îl facem trebuie să se vadă în relația cu tot ce avem și cu tot ce suntem. Fă un legământ cu Domnul. Dacă n-ai încheiat legământ în apa botezului, fă-o. Dacă cumva ochii tăi n-ai încheiat un legământ cu ochii tăi să-i dai Domnului Fău în dimineața asta, dacă cumva gura ta n-ai închinat-o Domnului Fău și voi merge mai departe bazându-mă pe cuvântul acesta și să-ți spun scurt, dacă încă banii îi ții doar pentru tine și pur pentru împlinirea egoistă a nevoilor tale, dragul meu, fă legământ și cu portofelul tău și lasă-L pe Domnul să fie domn și mântuitor și stăpânitor peste întreaga ta viață. Beneficiază, răspunde lui Dumnezeu. Pentru că Domnul nu-ți dă o jumătate de șansă. Pentru că Dumnezeu nu te cosmetizează, ci Dumnezeu îți dă o a doua șansă întreagă, perfectă. Pe prima ai ruinat-o și ai pierdut-o, ai ratat-o. Dumnezeu îți dă a doua șansă. De ce în dimineața asta răspunde Domnului cu tot ce ești? Nu doar printr-o ridicare de mână. Te chem în dimineața asta cu toată viața, cu tot ce ești, răspunde-i Domnului, predă Lui cu tot ce ești. Da, minte, ochi, gură, trup, mâini, picioare, portofelul tău, viața ta, familia ta, cu totul urmează-L pe Domnul. Ăsta este răspunsul lui Iacov. Cei doi merg împreună, ai a doua șansă datorită umblării cu Dumnezeu. Versetul 20, capitolul 29 cu versetul 1 spune Iacov a pornit la drum. Și din momentul acesta, Iacov umblă cu Dumnezeu. Iacov este binecuvântat de Dumnezeu. Iacov trece prin momente grele, Iacov este încercat, Iacov este înșelat, Iacov este provocat, trece prin momente dificile, dar Iacov are binecuvântarea lui Dumnezeu. El beneficiază de a doua șansă. Viața ta de acum înainte s-ar putea să fie plină de obstacole, de probleme, de bariere, dragul meu, de pleci fără a doua șansă nu vei avea nicio șansă imaginează-ți viața ta cu provocări normale pentru orice muritor viața ta cu boli viața ta cu accidente viața ta cu falimente viața ta cu nori negri viața ta cu furtuni grele Viața ta cu flăcări încinse pe lângă tine și viața ta fără Dumnezeu. Este o dramă, o tragedie. Însă viața ta, prin încercări, prin boli, prin atacuri, accidente, falimente, nori negri, furtună grea, însă cu a doua șansă de partea ta. Imaginează-ți viața ta prin boală cu Dumnezeul care are autoritate asupra bolii. Imaginează-ți viața ta cu a doua șansă prin ispite grele, cu Hristos care a biruit orice ispită. Imaginează-ți viața ta prin încercări teribile cu Hristos care a biruit și a trecut peste orice încercare, chiar atunci când era în grădina Ghețimani și a venit peste el o încercare atât de grea, dar a biruit. Să ai a ia doua șansă și să poți birui. Haideți că să ne ridicăm cu toții în picioare. Aș vrea să închidem cu toții ochii. Pentru că nu vreau să ratezi a doua șansă. Eu rog, dă-i voie Domnului să-ți cerceteze inima. Lasă-l pe El să-ți vorbească. Deschide-ți mintea într-atât încât lasă-l pe El să sublinieze în dreptul tău câteva adevăruri. Ceea ce trăiești acum este o viață de fugar? Ai ratat cumva prima șansă? Ai ratat încercând să obții totul, să ai totul înainte de vreme și ai risipit totul? Te trezești astăzi într-un pustiu al vieții? Răspundeți ție înaintea lui Dumnezeu. Nu încerca să te minți. Nu încerca să te dai drept altul. Înaintea lui Dumnezeu ești gol și descoperit. Omule, care este viața ta? Pot încerci să reperezi câteva momente din viața ta care ți-au adus bucurie, dar acelea au fost momente. Lasă-l pe Dumnezeu să se întâlnească cu tine exact în locul în care ești, în locul disperării, în locul depresiei, în locul gândurilor tale care te frământă acolo, în locul în care nu mai știi pe unde să mergi, lasă-L pe Dumnezeu să intre acolo. Mă refer la acea parte din inima ta în care n-a mai intrat nimeni niciodată. Acea parte din inima ta care conține gânduri negre, fapte de care ți este rușine, lasă-L pe Dumnezeu să se întâlnească cu tine. Rănile tale, care nu le-ai expus în fața nimănui, Falimentele tale, lasă-l pe Dumnezeu să se întâlnească cu tine, așa cum ești. În noaptea grea și întunecată a vieții tale, în falimentul tău, deschide-ți inima față de El și lasă-l să-ți spună cuvinte de îmbărbătare, de ridicare, de mântuire, de eliberare. Ai a doua șansă, omule. Întâlnirea ta cu Dumnezeu îți deschide a doua șansă. Nu ora ta. Momente de cercetare ai mai avut, știi bine. Și viața ta nu s-a schimbat. Pentru că a doua șansă este datorită răspunsului tău lui Dumnezeu. Ți-a fost frică, ți-a fost rușine, ai dat înapoi să dimineața asta te chemă în numele Domnului. Răspunde-i lui Dumnezeu. Nu-l respinge. Nu-l amâna. Nu-ți căuta scuze. Tu ai nevoie de a doua șansă. De asta ai tu nevoie. De deci, ce te rog, vină în rugăciunea următoare. Răspunde-i lui Dumnezeu. Recunoaște prezența lui. Răspunde-i în mod imediat. Închină-te în rugăciunea asta, închină-te lui, smerește-te înaintea lui. Vino, fă legământ cu Domnul, cheamă-l pe Domnul de partea ta, roagă-l pe El să te călăuzească, să te păzească, să fie cu tine. Haide, vino, răspunde-i lui Dumnezeu. A doua șansă este pentru cei care așteaptă pușcăria, boala, încercarea. A doua șansă este pentru oamenii care n-au viitor și speranță. A doua șansă este pentru oamenii care trăiesc în mediocritate sub plafon. A doua șansă este pentru tine. răspunde lui Dumnezeu. A doua șansă este pentru tinerii care și-au rătat toată viața. A doua șansă este pentru familiile acelea care sunt în punctul divorțului și nu se mai înțeleg. A doua șansă este pentru tine. Omule, este în joc mult prea mult ca să taci. Este în joc mult prea mult ca să te reții. Este în joc mult prea mult ca să nu-i răspunzi lui Dumnezeu și să-L respingi pe El. Este în joc viața ta și veșnicia ta. Ce te chem? Cu toată presiunea care ar putea fi asupra ta, cu toată bătălia care s-ar putea da la nivelul minții tale, în numele Lui Iisus Hristos, fie gura ta dezlegată și începe să te rogi oh, lasă ca din inima ta să iasă cuvinte de laudă. Lasă ca din inima ta să iasă cuvinte de mărturisire, de pocăință. Lasă ca din inima ta să iasă acele lacrimi pe care trebuia să le aduci de atâta vreme înaintea lui Dumnezeu. Nu rata șansa aceasta. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Răspunde-i, închină-te, fă legământ cu Domnul. Ia decizii noi în dimineața aceasta. Ești tu și Dumnezeu. Ți se oferă a doua șansă. Recunoaște-L. El este la lucru în dimineața aceasta. Haideți să ne rugăm cu toții. Haideți cu toții să-i răspundem lui Dumnezeu. A doua șansă. Ne rugăm.